Limba română, prețuită cu dragoste de către cei ce simt dulce melodie, a fost mereu îngrijită cu devotament de o comunitate ce păstrează taina și frumusețea pe un dar neprețuit. Limba română a căpătat umbrele indiferenței, iar ecourile ei au fost tot mai puțin ascultate de tumultul vieții cotidiene. În favoarea altor activități, oamenii au început să-și îndepărteze atenția de la limba română, uitându-se cu nonșalanță la ea. Dar când nu exista nicio speranță. Acțiunile sale au atras privirea celorlalți care au încercat să-i atragă atenția, dar nu au reușit. Atunci au început să râdă de el. Dar ei niciodată nu s-au gândit ce se va întâmpla. Thank you.